Cea de-a noua etapă a campionatului interjudețean de lupte greco-romane va avea loc în acest weekend la Râmnicu Vâlcea. Competiția este rezervată sportivilor avansați, dar și începători. De la LPS Slatina vor intra pe salteaua de concurs 20 de luptători. Aici, în laboratorul acesta al nostru de pregătire a sportivilor pentru performanță, continuăm să ne luptăm. Cu cine mergeți la Râmnicu Vâlcea? Mergem cu 20 de copii de la noi, de la liceu, cu program sportiv, în cadrul etapei a noua a campionatului interjudețean. Antrenorii slătineni au un obiectiv clar pentru elevii lor. Verificarea pregătirii și de acumularea cât mai multor experiențe privind abordarea meciurilor, privind învățarea regulamentului și de confruntare cu adversarii. Primul adversar pe care luptătorii ce vor lua parte la această etapă a campionatului interjudețean trebuie să-l învingă înainte de competiția propriu-zisă este Cântarul.